sunt anumite legi care l-au ținut pe profesor în afara acestor jocuri. Încerc să mă autopsihanalizez. Nu foarte mult. Că, repet, nu m-am gândit niciodată din acest punct de vedere. Dar pot să fie câteva lucruri din trecutul meu care să explice acest lucru. Unul este că în familie, care avea un dosar așa mai dubios, a fost o perioadă prin anii 50 până în 60 în care, din câte mi-aduc aminte, nu o duceam noi prea bine, dar datorită și maică-mea pe de-o parte, datorită bunică-mea care avea un simț al umorului absolut teribil și care nici în cele mai cumplite, în cele mai dificile momente nu-și pierdea simțul umorului, adică era, experimentăm și asta. Așteptam să-l ia la pușcă, zicea, uite că aici n-am fost niciodată. Deci nu ți se poate întâmpla niciodată ceva prea rău. Deci, pe de-o parte, faptul că niciodată în familie n-a fost panică, avem bani, n-avem bani, trebuie să avem mai mulți bani, el vrea că nici nu m-a privit, am fost protejat din acest punct de vedere, n-am avut problema asta. Al doilea lucru care îmi trece prin cap, am fost crescut oarecum de o săsoaică, care făcea, de câte ori mergeam în vacanță, făcea cu noi un fel de joc, dar care mie și lui fratele meu, cred, ne-a rămas în cap, dar ca joc. Adică, voi hotărâți ce mâncăm azi la prânz și cine gătește sau stabilește masa cea mai ieftină, are la sfârșitul săptămânii, nu știu, o bomboană, nu știu ce. Și ne întreceam cu fratele meu care găsește varianta în care să mâncăm și bine și destul, dar să ne coste și cât mai puțin. Ori chestia asta mi-a rămas tot ca un joc. Bun, când nu-mi ieșea, nu-mi ieșea. Bun, ne-am jucat câteodată ca la un meci. Nu ai pierdut meciul, dar a fost un meci frumos, am încercat. Și atunci am rămas în acest joc fără să-mi dau seama. Bun, ce-ar fi să mai... Mama, am mai picat 10 lei. Bun! Hai să bem. Sau mă rog, acum n-am mai picat. N-am picat, o să pice altă dată. Deocamdată, bem mai puțin sau nu știu, ne plimbăm mai puțin sau luăm numai o chiflă. Deci a fost partea asta de joc. Și al treilea lucru, faptul că totuși mi-am petrecut foarte mult timp și profesional și extra-profesional prin sate, ceva din ce povestesc eu acum așa foarte academic, ceva probabil că am prins eu, probabil că mi-a intrat pe undeva în sânge, încât niciodată n-am fost tentat să am mai mult decât această îndestulare. Sigur, o îndestulare urbană, intelectuală. Nu am o curte aici, nu o să-mi fac Buddha, așa că să fiu autentic, să-mi fac Buddha în fundul curții. Nu, mulțumesc, prefer pe asta mai modernă.